Bună ziua și bine ați venit la microfonul meu să citim tema de o mată. Tema pentru acasă. Lasă-m a patra. Da, tema pentru acasă, clasa a patra. Începe că timpul fuge? Da. Testul așa, bun. Calculați. Hai să începem cu un exercițiu întâi, da? Nu? Da. 1. Calculați. Da. 3 ori 5. Scris frumos, Daria, da? 3 ori 5. Și valabil și pentru mine. A, bine, nu. nu, dar e valabil. 3 ori 5, minus. 3 ori 5, da. Minus. Paranteză pătrată. 39 ori 5. Minus. Paranteză rotundă. 2 ori 49. 2 ori 49. Plus 6 ori 16. 16. Închideți paranteza rotundă, împărțit la 2. Închideți paranteza pătrată, împărțit la 7. Împărțit la 7, egal cu, da? Lucrăm. Ne facem un plan de lucru întâi. Da? Cine a terminat de scris din Daria? Hai să vedem. Să ne facem planul de lucru, m-a spus. Păi mai întâi aflăm... Hai că putem să deja să aflăm înmulțirile să le facem și împărțirile dacă... Deci, facem acel 3 ori 5, minus 39 ori 5. 3 ori 5, 39 ori 5, bun. Minus paranteză. Facem paranteza. Paranteză, da. Și împărțim la 2, da. Apoi împărțim la 7. Da, bun. Davide, te rog să mă conduci. 15 minus 195. Deschid paranteza, da? Da. Așa, 195. 195, deschide paranteza la locul de 49 ori 2. Păi ce face? Daria? 42 ori 49? Da. 98. 98. Plus... 96, da. Împărțit la 2, da. Împărțit la 7, este egal cu 15 minus. Paranteză rotundă de data aceasta. 15, rotundă. Minus 8 plus 6, 14. Minus. 9 plus 9, 18, 194. 195 minus 194, împărțit la 2, deține paranteza rotundă, împărțit la 7, este egal cu 15 minus... Davide, egal cu Davide? Egal cu 15. Da. Egal cu 15 minus... Da. Minus 1. Deci 1, 194 împărțit la 2 face... Mai întâi 195, da, Davide. 195. Davide, gata, te-am prins. Știi ce ai făcut? Da? Să comunicăm asta. Ai zis 195 minus 194 întâi și ai zis 1. Adică ordinea efectuării operațiilor. Atenție multă. Da? Greșeală foarte mare. Deci trebuie să facă mulțiri și împărțirile. Și prima dată mai scădere. Grav? Ținem asta, nu mai scapă greșelile astea, nu mai apar. Deci, ce să facem? 195, că vă scriu acum, da? Vorbește, Daniel. 195 minus 98. 8? Nu, stați. Da, 98. Așa e bine? 195 minus 98, Daniel? La 6 ori 16 sau 1. Nu, văd că sunt 94 împărțit la 2. Păi mie mi-a dat 97. Păi 97, Davide. Că 7 ori, 8 ori 2 dă 16. Da, 97, sigur că da. 97, închidem paranteza, împărțit la 7, egal cu Daria, continuă. Este egal cu 15 minus 98 împărțit la 7. 195 minus 97. Da, 98. Face 98. Da, Davide, 98 împărțit la
7. Egal care este egal cu 15 minus, minus 14. Pentru 7 încape o dată, 9 și ne rămâne 28, adică de 14 4 ori. Și 15 minus 14 ne dă 1. Așa. Și ne dă corect. Corect, da? 1. Dar atenție multe, ai trecutat acea greșeală și nu vrem să mai trecutăm, da? Dar nu ați să spun mai ție, eu spun tuturor prietenilor noștri. Eu fac acest lucru nu ca un, exact, observație exact pentru tine, nu te cer pe tine. Îi cer pe toți ceilalți, dacă vrei să spui, pe toți ceilalți care strecoare greșelile de astea. Fiindcă filmul se filmează, deci suntem filmați, ne sunt filmați, eu insist, dar vă rog să nu vă supărați în fac acest observație și insist foarte tare pe chestia asta, da? Mergem mai departe. Aflați valoarea lui X din... Aflați valoarea lui X din... X din... 15 împărțit la... Dar, domnul profesor, scrieți de la capăt, că e mai lungă. Din. 15 împărțit la, paranteză pătrată, 11 minus, paranteză rotundă, 7 ori 5, minus 9 ori 9, împărțit la 3, deci minus 9 ori 9, împărțit la X, împărțit la 3. Împărțit la X, împărțit la 3. Închideți paranteza rotundă, împărțit la 8, plus 2 ori 4, închideți paranteza pătrată, ori 3, egal cu 3. Ei, copii, când avem egalități, vom scrie de acum echivalent. Da? Adică egalitatea asta este echivalentă. Cu cine m-am certat eu? Cu cine insistam? La tine insistam? Sau la Casandra? Nu știu, nu mi-am amintesc. Când am zis echivalent, de acum reluăm totul de la capăt egal până la egal cu 3. Iar echivalent, adică egalitatea este echivalentă cu o prelucrare a ei. Da? Vreau să insist asta. Egalitatea este echivalentă cu o prelucrare a ei. Da? Nu ca la atunci când avem de calculat. Când am avut de calculat David, de ce am făcut la David? Când am avut de calculat, am zis egal, 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 da? Adică am prelucrat de dincolo, încă o dată, e greșit eu. Dar la echivalent, începem să scriem de la capăt, transcrisă, egal, echivalent cu, încă o dată, egalitatea. Și membru stâng și membru drept. M-ați înțeles, da? Bun. David, înainte de a apuca de lucru, te rog să-ți faci un plan de lucru. Adică, ce ai de gând? Cum vom gândi la ghișciul ăsta ca să-l găsim pe X? Fac cine afară paranteze. Deci, facem tot ce este în afara parantezii. Păi, hai să vedem. În afara cării paranteze? Adică la 15 și la ori 3, ăla te gândești? Da. Adică să fac 3 împărțit la 3. Care? 3? Ăsta? Da, împărțit la 3 ori de la final și îmi va da 1. Așa. Și după aia fac echivalent și fac 11 minus paranteză rotundă, închide paranteză rotundă, împărțit la 8 plus 2 ori 4, egal cu 1 ori 5. Hai să gândim cu multă grijă. Deci noi avem așa. Vezi, am și avea așa, 15. Hai să prins. Împărțit la M. Împărțit la toată paranteza asta dreaptă, la P. Hai să zic cu tot așa. Cu oriul la 3, da? Fără oriul. Fără oriul la 3, da. Ok. Deci 15 împărțit la P ori 3 egal cu 3. Vrei să o scriem așa, să o privim din punctul ăsta de vedere? Mm-hmm. Este mult mai clar dacă privim așa. Deci avem 15 împărțit la P înmulțit cu 3 egal cu 3. Asta ar fi. Și Davide a spus așa, că el ar împărți egalitatea asta. Păi înseamnă că egalitatea la aceea pătrată ar trebui să dea 1. Nu. Atenție. Ba nu. Toată paranteza aia e P. Toată paranteza aia e P, mama. Păi da, dar toată paranteza... P-ul trebuie să fie 15. De ce? Pentru că dacă împărțim pe 15 împărțit la 15, 1 și 1 ori 3, 3. Bun, că nu aș ajunge, dar vreau să privesc egalitatea asta acum. Pur și simplu, Daria, da? Deci tu spui așa, tu ai văzut pașii mai în față un pic, dar eu vreau să fiu mai, cum să spun, mai în amănunt să gândesc, mai mărunt, nu așa, viteza mare. Deci avem număr 15 împărțit la ăsta, înmulțit cu 3 egal cu 3. Eu vreau să prelucrez ideea lui Davide. Am greșit-o.
Nu te grăbi, nu te grăbi. Da, vedem, nu te grăbi. Nu renunța foarte repede. Exact. Numai dacă, dacă vom constata că este ceva greșit, atunci renunțăm. Dar deocamdată eu n-am spus, nu e bine, mă. Acum am prelucrat, am aranjat-o așa ca să înțelegem bine. Ei, Davide, tu ai spus așa, că împărțim ambii membri, și noi am văzut așa, când împărțim ambii membri printr-un număr, sau mulțim ambii membri, sau scădem din ambii membri ceva, sau adunăm în ambii membri ceva, egalitatea nu se schimbă. Ea devine echivalentă. Și tu ai sesizat că ai avea șansă dacă ai împărțit totul prin trei. Prin trei, adică ambii membri și ăsta din stânga tot, și ăsta din dreapta. Da? Prin trei să împărțim. Acum, te anunți că poți să împărți fie pe 15 la 3, fie pe 3 la 3. Unul din ei, nu pe amândoi. Că atunci te iei ori 3, ar face 9, da? Pe 3 la 3 împărți, pentru că e mai aproape. E mai aproape de așa partea. Așa facem. De ce te-am rugat să nu renunți foarte repede la idei. Și după ce constatăm că e în regulă ceva. Și atunci ar fi echivalent cu 15. Vorbește, David. 15 împărțit la... Păi, la fel, egal cu 3 împărțit la 3. Egal cu 3 împărțit la 3? Adică egal cu 1. Deci am împărțit egalitatea prin 3. Bun. Acum, 15 împărțit la P egal cu 1, cât ar trebui să fie P-ul de aici? Echivalent egalitatea asta. Ar trebui să fie prin 15. Cum ar trebui? Cum adică ai? Fac P egal cu 15 ori 1. Perfect. Da? Ori 1, domn profesor. Da, 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 așa ar vine, nu? Deci, atenție, 15 ăsta, 15, împărțit la cât să facă 1, da? Împărțitorul. Păi împărțitor, 8 împărțit la 2 egal 4, 2 egal cu 8 împărțit la 4. Deci, hai să vedem, brate, facem așa, da? Dacă avem 8 împărțit la 2, egal cu 4, nu? Pe 2 egal cum îl obținem? 2 ăsta este echivalent cu a zice... 2 este egal la Davide cu 8 împărțit la 4, nu? Adică 15 împărțit la 1, Davide. Așa. A coincis la tine. Dar nu 15 ori 1, că știți, aici am vrut, am sesizat. Foarte bine ai văzut. Eu nu am sesizat nuanța asta. Dar e corect, Davide. Ne gândim așa, de împărțitul egal cu împărțitul oricât. Tu te-ori împărțit de curest. Corect. Dar de împărțitul 8, 8 egal cu împărțitorul 2, oricâtul împărțirii 4. Da? Deci rezultatul poate să fie același, da, dar este securată greșeală. Raționamentul trebuie să-l avem. Am avut o discuție foarte atentă cu ședința trecută cu Daria. Deci ăsta e împărțitorul. Da? Împărțitorul. Este egal cu de împărțit. Împărțit la cât? Deci 15 de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul. Asta da. Da? De împărțitul, egal cu împărțitorul, oricâtul. Scrim și noi chestia asta. 15 este egal cu P ori 1. Echivalent va spune că 15 egal cu P. La cine e P? Cine este P? Tocmai toată paranteza asta. Iată că, printr-o simplă idee, am ușurat multe greșițiu și ce s-a întâmplat? Voi ați înțeles bine. Și n-am mai scris bucata asta, o duceam după noi tot timpul. De aici învățăm niște lucruri. În fiecare greșiță, de la fiecare greșiță învățăm câte ceva. Da? Deci suntem... Ceva nu ține în regulă, da, vede? Și e corect să facem și așa. Domn profesor, să înlocuim cu o necunoscută. Sigur că da. E perfect. E perfect. Deci, și îl ajutăm și pe... corector. Dar mai ales pe tine te-a ajuns rezolvitor. Corect. Da? Te-a ajuns pentru că tu nu mai scrii. Și există riscul să-ți copii ceva, să scrii la copia, să greșești o greșeală, să faci o greșeală, în loc de împărțire și mulțire, ne-ai pus punctul și atunci e greșit tot. Haideți să ne întoarcem, David. Deci toată paranteza asta, egal cu cine? Cu 15. Scrim invers. Da? P egal cu 15. Nu 15 egal cu P. Deci o să scriu echivalent. P egal cu 15. Te rog să vorbești. Hai, du-mă. Așa, hai, 11. Minus 35. Foarte bine. Minus 81. 81. Împărțit la x, împărțit la 3. Da. Împărțit la 8 plus 2 ori 4. Plus 2 ori 4, să zicem cât face. Plus? Plus 8. Plus 8.
Egal cu 15. Egal cu 15. Perfect. Echivalent cu. Echivalent. Rage tu cu coada ochiului de colo până acolo și vezi de așa ce șmecherie. Dar vede, din nou îți propun că prea, prea deșteaptă ideea noastră. O să notăm pe asta cu un A. Paranteza cu un A. Și acum e echivalentă cu scrierea. Băi, mai suntem așa de șmecheri, încât nu ne spunem, nu spunem nimănui chestia asta. Mai spunem? Nu mai spunem, nu mai lăsăm filmați. 10 minus A ori, nu, plus 8. Deci 11 minus A împărțit la 8. Deci, dar mai e și plus 8. Aaa, poți să putem să notăm până și cu împărțirea cu A. Da, așa trebuie făcut. Uite, vezi? Asta, fata, o notăm cu A. Delimitați exact? Exact, așa. Necunoscut. Toată zona pe care am notat-o, da? Tot ce am notat. Bun. Merg până acolo să vă spun, dragilor, că nu greșiți dacă spuneți așa. Corect. Daria, lucrați exact ca domn profesor, te rog. Da? Deci toată asta notăm cu A. Și vine 11 minus A. Da? Plus 8. Plus 8. Este egal cu 15. Echivalent cu? Echivalent cu 11 minus A egal cu 15 minus 8. Perfect! Scazi din ambii membri un 8, da? Deși eu mă așteptam să zicem 11 plus 8. Crede-mă, mă așteptam să-ți faci asta. Dar tu ai făcut altceva, eu merg pe mâna ta. Că e corect. Deci 11 minus A egal cu 15 minus 8, cât deodată? 15 minus 8, să scriu și 8. Echivalent. 10 minus 5, 2, 7. 7, da? Deci 11, schimbi din nou, 11 minus A egal cu 7. Acum, echivalent cu? Acum, echivalent cu A egal. Da. A egal cu 11 minus 7. 11 minus 7. Egal, deci A egal cu? A egal cu 4. A egal cu 4. Subliniem. A egal cu 4. Ai vezi? P egal cu 15, A egal cu 4. Și mă întors, bă, cine-i tot A-ul ăla? Da? Cine au? Toată bucata asta egal cu 4. Și o scrim acum. 35, vorbește. Daria, vorbește tu. 35. Hai, te rog. Așa. Deci, 35 minus 81 împărțit la A, împărțit la 3. Împărțit la X. Împărțit la... Da, împărțit la X, împărțit la 3. Am pus A egal cu 4. Da, sunt paranteză. Totul de împărțit la 4. 8. 8, da, egal cu 4. Bun. Sper că fac asta. Și atunci... Echivalent. Da, echivalent. Ce facem aici? 35. Notăm iar cu o necunoscută. Asta e, facem așa ca să ne-am obișnuit, să ne place dacă foarte tare. Dacă nu mai lucrează direct. Cu D. Hai, împărțire. D. Și eu am pus D. D. Vreau, și fără să știu. Deci D împărțit la 8, vreau egal cu 4, echivalent cu? Echivalent. D egal cu 8 ori 4. Corect. Da, D împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul. Corect. Da? D egal cu... Cât e de clar, cât limpede, se vede perfect așa, da? Deci D egal cu 8 ori 4. D egal cu 32. Echivalent cu a spune că D egal cu 32. Da? D egal cu 32. Vedeți-mă că e prima dată când m-am gândit la treaba asta. Nu vă mărturisesc, nu vă spun, nu vă ascund asta. Chiar tot timpul lucram toată bucata și era încărcat. Sigur că da, scria acolo și... Dar așa se vede operațiile concrete și rămâi și o minte foarte bine. Ei, D egal cu 32. Cine este D-ul? Acum atins în jos paranteza rotundă. Deci toată asta e egal cu 32, da? 35 minus 81 împărțit la X împărțit la 3 egal cu 32. Voi puteți să facem 35 minus 32. Ca să-i convinge pe prietenii noștri, hai să notăm bucata asta cu un C. Da. Da? Adică 35 minus C echivalent cu 35 minus C împărțit la 3. Cu toată bucata. Da. 35 minus C egal cu 32.
C egal cu 35 minus 32. C egal cu 3. Echivalent cu C egal cu 3. Și acum ne arată... Rămânești pe ce-ul ăsta. 81 împărțit la X împărțit la 3 egal cu 3. 81 împărțit la X împărțit la 3 egal cu 3. Fac 81, adică 81 împărțit la m. La m? Cum ai făcut sus? În parte pe egalitatea 81. Da. Împărțit la m. Deci nu trebuie să împărți acum m, da? Da. M. M egal cu... Deci 81 împărțit la m. M egal cu 3. Egal cu 3. De unde rezultă că m? De unde rezultă că m egal cu 81 împărțit la 3. M egal cu... De împărțit 81 egal cu... Se poate. Atenție. De împărțitul egal cu... Împărțitul. De împărțitul împărțit la... Cât? Nu. De împărțitul vrea domn profesor. Să scrim așa, de împărțitul cu cine este egal? De împărțitul egal cu împărțitul oricâtul. Așa scris și noi. 81 egal cu 3. Nu-ți fă efortul să memorezi da. Ceva mecanic. Deci 81 egal cu 3 ori m, ai spus, da? Da. Bine. Ce putem face la egalitatea asta? Ușor. Facem 81 împărțit la 3. Deci pe, ca să-l aflăm pe m, 81 împărțit la 3. Corect. Deci de aici rezultă echivalent că m e egal cu... Echivalent cu m egal cu 8. 81 împărțit la 3 merge de... Adică de 3 intră de 2 ori, da. 2, 8 minus 6, 21, 27. 27. Și să spunem și pe asta. Și acum... Cine era m? X împărțit la 3. X egal cu 27. X egal cu 27 împărțit la 3. Ia să fim atenți. Ce este X-ul? Pe ce post stă X-ul? 27 ori 3. 27 ori 3. X-ul stă pe post de împărțit, da? X egal cu... O să vedeți de ce am făcut așa. Am mers așa în varianta asta. Așteptăm pic de-aia. Așteptăm de-aia credarea. Nu te grăbi. Mă pic. X egal cu... Cu cine a zis cu... conform notanțele noastre, 3 ori 27. Că așa este. Nu de împărțit egal cu împărțitorul. Da. Ori de tu. Deci X egal cu 3 ori 27. 3 ori 7. 21. Da. 1, 2. 3 deci, ori... 1, 3 ori 2. 3 ori 2, 6 și cu 2. 8. Deci 81, nu? Da, de ce? X egal cu 81. Bun. David, dacă am lucrat corect, trebuie să verificăm. Aici. Verificăm și dacă ne verifică e bine. Dacă locuim în exercițiu. Bine greșit, nu de la început. Aici avem noi o problemă. Și anume, dacă locuim pe X cu 81, vine 81 împărțit la 81. Împărțit la 1 împărțit la 3 nu-i pare. Vezi? Nu-i bine. Păi trebuia să facem împărțit. Ceva e... Ceva asta lui grav. Dar stai un pic, David. Ceva nu e în regulă, mă. Da, păi trebuie. Acolo trebuia să facem X împărțit la 3 egal cu 27. Facem unde? X. Unde? Am greșit aici? Da. Trebuia să facem 27 împărțit la 3. Dar de ce, băi, David, cât de... Băi, cât am matematică, am învățat noi până acum, e clar că așa trebuie acolo, să... Acolo așa și trebuia. N-a deci de împărțitul egal cu împărțitorul, ori cât, băi, corect. Deci aici nu-i greșeală. Dar lasă-mă să ajut să vedem unde. Ai sesizat o greșeală? Da, da. Imediat am pegat. Mai lasă-ne bate și noi că am făcut. Da, greșeală. Dar ne lași pe noi că dacă noi n-am sesizat-o, Daria, ascultă-mă un pic. Tot la tine apelăm. Dar după ce muncim și noi un pic. Da? Când zic noi mă gândesc la toți cei care vizionează filmul, Daria. Da? Lasă-mă că este foarte important. Deci, David, băi, trebuie să faci mențiune. Nu se poate. Am verificat, e greșit. Ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă. Și atunci noi trebuie să ajungem la momentul când să înțelegem de ce se întâmplă treaba asta. Tu poți să descoperi. Băi, ce să facem, băi?
acolo la lea. Ba da. Da, bine. Cât noi trebuie să descoperim amândoi greșeala. Suntem înnebuniți, nu se poate. Dar trebuie să luăm în probă. Uite, dar dacă ar fi așa, 81 împărțit la 9, împărțit la 3, ia să vedem cât face calculul ăsta. 81 împărțit la 9? 9. Face, deci 9 împărțit la 3, da? Face 3. Păi ce deșteaptă dar, dacă aș fi făcut invers, Davide, 9 împărțit la 3, atenție. Trebuia să fac, m-am prins. Dacă fac așa, Davide, fac împărțirea asta întâi. Adică 81 împărțit la, mai întâi 9 împărțit la 3, și prin cine îmi dă pe 81 să rupă? Acolo la 81. 9 împărțit la 3 cât face 3, iar 81 împărțit la 3 fac 27. M-am prins mai greșit. Acolo la 81 împărțit la X, împărțit la C egal cu 3. Noi în loc de... Trebuia să facem 3 ori 3 și ne dea 9 și pe aia făceam 81 împărțit la 9. Și dar deci nu stai mă că nu trebuia să facem așa. De ce? De ce trebuie să descoperim o idee care să o punem, să rămân definitiv pentru toată lumea? Pentru cei care urmează după noi. Deci ocazia asta a greșelii noastre este un moment deosebit de important pentru matematica care urmează, pentru toți cei care ne urmăresc. Deci fii atentă, Davide, dacă fac în ordinea asta, în ordinea în care apar operațiile, fac împărțirea, îmi dă 3. Dacă eu fac împărțirea asta de la sfârșit, adică... Trebuie să respectăm ordinea. Trebuie să respectăm ordinea în care apar operațiile. Și vă... Deci e foarte tare. Împărțirea nu este asociativă. Adică împărțirea nu poți grupa tu cum vrei. Dar împărțirea nu poți grupa tu cum vrei. La mulțire, iau-te de David. 2 ori 3 ori 5. 2 ori 3 ori 5. Fac 6 ori 5, 30, da? Fac 30. Oricum le faci tu. Poți să faci întâi 3 ori 5. Eu fac mai întâi 2 ori 5. Poți să faci 2 ori 5, da? Și ori 3. Deci același lucru îți dă 30, indiferent cum le asociezi și le comuți. Da. La împărțire nu este adevărat. Împărțire, înmulțire comutativă. E comutativă și... Dar nu e comutativă. Deci înmulțirea este comutativă și asociativă. Yes, da. Și asociere, adică te poți asocia două câte două cum că dacă noi acolo aveam 81 împărțit la, spun și eu, 1 împărțit la 3, tu făceai 1 împărțit la 3, că nu se putea, nu 1 împărțit la 3. Deci, iată, sau ceva da, o să facem exact. Sau 81 împărțit la, nu să fie 81, să fie 8 împărțit la 8 împărțit la 3, 8 împărțit la 3 nu se poate. Da, insist acum pe asta, notăm observații. Foarte, foarte important. Scriu cu roșu atunci. Da, cu roșu scriptăm. Deci, observația cea mai importantă a serii. Da, observații. Să s-o scriu și eu, în loc exercițiul acela de acolo. Deci, observația cea mai importantă a serii. Să spuneam. Înmulțirea este asociativă. Da? Că asociativitatea e problema aici. Înmulțirea este asociativă și comutativă, da? Și comutativă.
La împărțire nici nu se pune problema. Comutativității, da? Împărțirea nu-i comutativ. Nici nu se pune problema comutativității. Deci, mintea mea refuză. La 4 împărțit la 2 împărțit la... Adică nu poți să schimbi locul de împărțitului cu împărțitorului. Unul e de împărțitul, ai cantitatea aceea pe care trebuie să o împarți la nu știu câți, nu e invers, da? Deci nu e invers. Deci înmulțirea este asociativă și comutativă. Și dăm și exemplu acolo ca să înțeleagă tot copilul care privește acolo. Tot omul se trece acolo, da? Ce mare descoperire am făcut noi acum. Am greșit, din greșeli învățăm. Atenție, din greșeli învățăm. Și nu ne mai facem acele greșeli. Zicem așa. Uitați, 3 ori 5 ori 7, 3 ori 5 ori 2, 2 ori 3 ori 5, este egal cu, 2 ori 3 ori 5 egal cu, 2 ori 3 întâi, punem într-o paranteză, ori 5, și dar și 6 ori 5, face 30, dar 2 ori 3 ori 5, mai poate fi făcut 2 ori 5, fără 5 cu Davide, adică pe 5 l-am adus lângă 2, am comutat pe 3 cu 5, da? Și ori cât este? Ori 3. 30. Face tot 30. Dar 2 ori 3 ori 5, Davide, mai poate fi făcut și în varianta 3 ori 2. 5 ori 3, nu? Da. 5 ori 3. Ori 2. 5 ori 3. Am și făcut mutativitatea, am și asociat. Și ori 2. 15 ori 2. Și tot 30. Are 30, da. Deci, la înmulțire, atenție, puteți să-i asociați cum vreți. Puteți să-i grupați voi, ca să vă vine foarte ușor. Faceți așa asta și comutați și asociați. Dar atât, la înmulțire. La împărțire, e o mare, mare greșeală. Deci să zicem, împărțirea nu este, împărțirea nu, hai să scriu cu altă culoare. Împărțirea, să vă lasă, împărțirea nu, cu nu, cu altă culoare. Nu este asociativă. Împărțirea nu este asociativă. Foarte, foarte important. Și acum să dăm în dreptul ei concret exemplu. 5, nu. 6 împărțit la 3, împărțit la 4. Nu, stai că nu poate să fac împărțirea. Nu, 10 împărțit la 5, împărțit la... Cum ai zis? 10. Deci 10. Împărțit la 5. Da. Dar de 2 și 2 nu puteți împărți la ceva. Împărțit la 4. Hai să zicem 30. Da. 30. Împărțit la 5. Împărțit la 5. Împărțit la 2. 2. Dar stați puțin că 30 împărțit la... Hai, nu merge asta. 6 împărțit la 3. E 6, acolo unde dă 6 împărțit la 2 și se poate. La 3. Da. Dar mie îmi trebuie aici. Uite, facem așa. Merge acum acolo așa. 30 împărțit la 6. Da, și împărțit la 2 nu mai merge. Nu, până dă 5 împărțit la 2. Ia în greșit. 60. Ia să vedem. 60 împărțit la 6 și împărțit la 2. Acum merge, da? Da. Ia să vedem. Copii, dacă noi facem varianta corectă să o facem întâi, deci da. Ordinea în care apare, da? Înseamnă împărțirea asta trebuie să o facem întâi, adică 60 împărțit la 6, care face 10, împărțit la 2 și egal cu 5. Corect. Corect. Iar dacă scriu în varianta 60 împărțit la
L-am împărțit la, tot la 6 împărțit la 2 și o fac cu asta. Da? Ar fi 60 împărțit la 6 împărțit la 2 face cât? 3. 3, da. 60 împărțit la 3 și 60 împărțit la 3? 20. Fals! Asta e povestea. Deci nu se pune problema de comutativitate. Nu schimbarea locului. Iese din discuția asta. Eu vorbesc numai de asociere. Deci dacă am asociat pe primii doi și pe urmă am asociat ultimii doi, este cu totul și cu totul altă trăsnaie. Da. Pentru că asocierea asta, ca să dea rezultat corect, ar trebui să împărțirea asta să fie 6 ori 2, 12. Deci dacă am făcut așa, ar veni 60 împărțit la 12 și face 5. Deci, dacă tu vrei să te complici, trebuie să știi că... Dar nu ne complicăm. De ce să pierdem timpul cu complicații de acestea? Mai bine ține minte asta ce am spus eu acum. Da. Înmulțirea, împărțirea nu este asociativă. Comutativă nici nu se pune problema cum să comuți. Adică de împărțit cu împărțitorul? Nici o minte cât ar fi ea. De mică și de lungă. Nu mă mai scriu de acolo. Nu ștergi tot acum. A, să nu eu vreau să port discuții, mă, pe găștiune. Lăsați-mă. Gata. O să fac discuția pe... Hai să copiem numai pe găștiune la început. Puneam notat acolo ca să mă interesa să fac discuția asta. N-am observat la timp. Haideți că acum vă... Trebuie să spuneți un profesor. Ce era în mintea mea, era planificat. Dar, atenție! Facem acum, refacem toată povestea asta, că nu e o mare filozofie. Ia să spunem înmulțirea. Aici aveam așa, înmulțirea. Da. Înmulțirea este asociativă și comutativă. Punct. Împărțirea nu este asociativă. De comutativitate nu se pune problema. Da. Nu, nimeni nu poate gândi. Nici o minte cât o lucră nu face asta. Da? Deci nu se pune problema de a face comutativitatea. Nu e posibil. 4 împărțit la 2 egal 2. 2 împărțit la 4 egal minus 2. 2 împărțit la 4 este altceva. E în fracția 2 pe 4, 1 pe 2. Da? Da. Adică dintr-un... Și acum la exercițiu, domn profesor? Să copiem exercițiu. Cum l-am dictat? Cristina. 15 împărțit la... paranteză pătrată, 11 minus, deschide paranteză rotundă, 7 ori 5 minus 9 ori 9, împărțit la x, împărțit la 3, închis paranteza rotundă. Asta e punctul. Facem cu punctul, da? X-ul ăla. Da. Împărțit la 8, plus 2 ori 4, închidem paranteza pătrată, ori 3, egal cu 3. Ori 3, egal cu 3. Și am gândit noi, parcă asta toată anotat-o cu P. Da. Până aici, da. Da. Așa. De 15. Acum de sub să fie 15. 15 părți la P. Ori 3, egal cu 3. Ia să împărțim parcă totul. Uitați că aici așa suntem. Da. Vrem la re și gata, de aici ies. Așa. Și de aici... Ne-a dat întâi că... Da, deci echivalent. 15 împărțit la P. Egal cu 1. Da. Da, și... 15 egal cu P. Da. Echivalent cu 15 egal cu P. Gata. Și l-aveți pe tot. Egal cu P. Și atunci a zis egal cu 11. Toată asta. Împărțit la 8. Plus 8, vedeți? Plus da. 2 ori 4, 8. Da. Egal cu? Aici. Cu P-ul, 15 cred că este aici. Gata, da. Și de aici am lucrat. Gata, de fără. Și am zis 11 minus A, conectat cu A. 11, echivalent 11 minus A. Și de aici totul merge perfect, da? Da. Bun. Dragilor, mă bucur că am greșit, pentru că am planificat o treabă care ne rămâne nouă definitiv în minte.
Anume, că împărțirile se execută de la stânga la dreapta, în ordinea în care apar. Da. Da? Atenție, în ordinea în care apar acestea. În cazul nostru, Davide, greșeala pe care am comis-o a fost asta. Că am asociat această împărțire. E drept că nu o puteam face, dar noi am gândit-o ca o împărțire. Eu ți-am spus acolo, dacă ziceam X ori 3 egal cu M, ieșițul mergea frumos, dar noi nu aveam cum să știm asta. Și atunci, mai bine, cum să facem datele? 3 ori 3. Am zis că asta s-o asociem, în ordinea asta. Da? Să dați cu deci 81 minus X să notăm cu M. Împărțirea X. Da? Deci 81 împărțit la X să notăm cu M. Și atunci ieșitul se schimbă. Și va ajunge la rezultatul 9. Și acum vă spun așa, David, ștergem aici. Ștergem și am... N-am făcut noi chestiile astea, nu? Nu recunoaștem. Și zicem acum, M împărțit echivale. M împărțit la 3 egal cu 3. Hai, te rog, M împărțit la 3 egal cu 3. Da. Deci, e scris asta? Da. M împărțit la... N-ai scris? M împărțit la 3 egal cu 3. Da. Echivalent. Echivalent cu 3 ori 3. M egal cu 3 ori 3. M egal cu 9. Și acum facem 81. Echivalent, M egal cu 9. 81 împărțit la X egal cu 9. X egal cu 81 împărțit la 9. X egal deci, cu 81. 9. Păi lasă scris și eu. 81 împărțit la X împărțit egal la X egal cu 9. X egal cu 81 împărțit la 9. X deci, egal cu 9. Deci, practic, este cine este? Este împărțitorul. Eu zic așa, 81, ca să înțeleagă toată lumea. Împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul. Egal cu împărțitorul 8 ori 9 ori, nu, egal da? Cu X, 9 ori X. Ori X. Și de aici se vede că X-ul ce, este egal cu 81. X egal cu 81 împărțit la 9 și X egal cu 9. 81 împărțit la 9 și egal cu 9. 81, domnul profesor, da? 81, da. Împărțit la 9 și egal cu 9. Iată rezultatul corect. Nu ștergem tabla, că vreau să mă... Să mai văd cât e. 42. Mai bine cu explicația mă încadrez. Care sunt noutățile pe care le-am? Care sunt noutățile pe care le-am merit să le rețin la ghișitul ăsta? De regulă, copii, de regulă, ne cam sperie când apare X-ul acela ca necunoscut. Ghișițile acestea în care apar strecurate, nu? Unul din acestea e notat cu X. Să știți că exercițiul a fost făcut așa întâi. Cine s-a apucat de lucru? S-a apucat de lucru în varianta asta. El aici a pus pe 9, a lucrat expresia asta, s-a dus până la capăt și i-a dat rezultatul 3. Și acum a șters. Ce a șters? În locul lui X egal era 9, da. L-a șters pe 9 acela și a pus X. Putea să-l șteargă și pe ăsta. Putea șterg orice. Pe oricare din ele. Asta e tehnica de lucru, da? Așa este, asta e varianta de compunere a ghișiților. Avem timp să facem și noi. Deci, v-am propus acasă să faceți și voi un ghișițiu cu ocazia asta. Deci luați un ghișițiu, okay. Mai cel mai fisticu, fistic, nu de carte, fisticiu, gândiți așa și faceți calculul până la capăt. Și în final, notați una din acelea cu X, cifra aceea, și știți și rezultatul. Și să fie greu, nu? Să fie interesant. O să se blochez. Așa, o să vedem cum le descurcăm. Una, o chestiune. Doi. Ce am mai reținut? Am mai reținut. Că împărțirea nu este asociativă și un creier de nucal crede că este... Și-a pus problema cu mutativitatea. Da. Deci nu se pune problema. Încă ceva. Am mai descoperit, David, te rog să spui tu ce ai descoperit, tare de tot. Foarte tare. Țipă! Rezultatul? Nu. Ce ți-a atras, ce ți-a mers la inimă așa? Deosebit de frumos, interesant. Țipă.
faptul că, ia să vedem. Faptul că noi trebuie să mergem să luăm operație de înmulțire, împărțire, așa, așa, în rând. Adică în ordinea care apare. În ordinea care apare. Nu să le luăm noi ăla. Mie mi-a plăcut. Bine, altceva, altceva. Mai real, dar voi vreau altceva. Cel mai important lucru, am zis eu că nici eu n-am făcut niciodată asta. Mie mi-a plăcut că am înlocuit parantezele cu litere. Asta a fost. Asta a fost. Cel mai tare lucru din Egeșițiu, merită să reținem pe toată viața noastră și mai ales prietenii noștri, să rețină că atunci când aveți strecurată o necunoscută acolo, în loc să reluați complet Egeșițiu, notați pe asta paranteza aceea, paranteza acolată sau paranteza dreaptă, cu o literă, și ușor, ușor, când aveți voi ideea că eliminăm paranteza dreaptă se transformă în rotundă, acolada, așa ce. Cel mai tare este să o netezi cu ceva și se reduce mult calculul. Noi trebuie să facem un calcul și voi trebuie să aflați X-ul. Da. Deci asta, asta am reținut. 2 miliarde, da. Minus 2 miliarde. Mergem mai departe. Totul a fost redus la niște operații simple, elementare, dacă ați avut răbdare. Da, da. Acum putem să ștergem? Da. Poți să ștergem? Haideți să vă ajut, domnul profesor, cât mai discutați cu ei, nu știu. Da. Vreau un lucru, Daria, și cu Daria. Vreau să purtăm discuția care o purtăm, să mă urmăreți cu foarte multă atenție, pentru că în clipa în care voi comentați și alte lucruri, îmi distrageți atenția și eu nu mai pot să vă conduc spre ideile care le am. Da. Deci vreau neapărat să înțelegeți asta. Stați așa liniștiți și sunteți lipiți de mine ca să putem duce lecția. Și v-am mai spus care este rostul. Mâine la școală când vă duceți, trebuie să înțelegeți comportamentul vostru, trebuie să schimbe complet față de ceea ce știați voi la învățătoare acolo. Când fiecare face ce vrea, mai se duce la celălalt, mai discutați, rupeți ritmul de lucru acolo. Nu, profesorul nu acceptă asta. Deci n-am mai vorbit și îl repet asta. Trebuie să avem în vedere și acest lucru, schimbarea comportamentului. Că, vedeți, veniți de la mâini diferite, învățători care acceptă tot felul de lucruri și când vă duceți dincolo, e șoc. Pentru că profesorul acela are alt stil. Și el vrea să spună, domnule, dar e și corect. Nu se poate conduce o lecție când fiecare face ce vrea, răspunde când vrea, ideea lui îl interesează și pe acela. Ai văzut ce am făcut eu? Te-am rugat pe tine să fii foarte atent, că eu aveam ca profesor următorul lucru de scos în evidență. Că împărțirea nu este asociativă. Dar tu insistai foarte tare, Daria, ca să dai tu răspunsul acela acolo. Dar pe mine nu mă interesa răspunsul, mă interesa finalul, ideea aceea pe care o aveam eu. Da? Deci aceea vreau să colaborați cu mine și să nu mă frângeți din ritmul meu de lucru. Da? Așa, exemplu, rugămintea asta. Trei, să zicem. Amic de la 3. Fie numerele naturale de la 1 la 50 inclusiv. Fie. Numerele naturale. Numerele. De la 1 la 50 inclusiv. Naturale. 1, 2, până la 50. Până la 50, da? De la 1 până la 50, parcă zici, da? Câte perechi cu aceea sumă se pot forma cu aceste numere și care este acea sumă? Nici n-am înțeles problema. Câte perechi cu aceea sumă se pot forma cu aceste numere și care este suma? Deci câte perechi? Eu am uitat. Da. Cu aceea sumă se pot forma. Când a zis perechi. Da. Când a zis perechi. Perechi de numere? Da. Da. Câte perechi se pot forma? La ce vă gândiți când a zis perechi? Gauss. La Gauss. Câte perechi? Păi, 50 împărțit la 2. Adică 25 de perechi. Asta se știe din start, că sunt 50 de numere, zice. Da, și normal că noi avem 25 de perechi. Și dacă ne cere suma... Păi lasă că n-am ajuns la suma, acum suntem la perechi. Dar suma e foarte așa ușoară dacă o luăm așa. Că deci, e tot așa lui Gauss. Eu aș vrea să urmărești urmă. Să urmărim așa. Perechi, n-ai zis o pereche. Înseamnă
Câte da, două ori. Da, corect. 50 plus 1. Deci câte... 51 ori. Câte... Câte perechi de așa, adică să grupăm două câte două, două câte două, da? Și două câte două să ne dea de fiecare dată același rezultat, da? Da, două câte două, deci din cârdul ăsta, da, câte, din cârdul ăsta, să luăm două câte două și să obținem de fiecare dată același rezultat. Câte astfel de perechi putem forma? Ia să vedem. Păi... Să le scriem, domn profesor. Da, nu de, de. Să le scriem. Nu sunt deci, multe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, da? 25, 26, 27, 28. Așa. S-a încălzit un pic aici. Așa tot să... Dar mă opresc? Da. Ar trebui să opresc. Da, te rog, te rog, da.